Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și astăzi la Schimbă Perspectiva o să încercăm să privim dintr-un alt unghi felul în care ne uităm la corpul nostru, felul în care tratăm mișcarea, felul în care fericirea și nefericirea noastră au legătură cu cât de sedentari, de leneși, de comozi suntem sau nu suntem. Așa că am invitat cea mai dragă persoană. Vă știți că eu invit aici în studio oameni pe care eu îi cunosc personal și prin mâinile cărora sau prin mintea cărora sau prin sufletul cărora am trecut un pic, pentru că E altceva să ai la masă un om care știe exact ce poate pentru că ai încercat pe pielea ta. Așa că, astăzi, o persoană extrem de dragă mie și care iubește enorm mișcarea, copiii, părinții, viața în general, o să ne învețe cum să facem să. Transformăm corpul într-un instrument care să ne susțină și nu într-un bolovan pe care să-l târâm dintr-o zi în alta. Elena Căciulani este astăzi alături de mine. Bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc pentru cuvintele frumoase care așa cum spune francezul Tușe, <laughs> și care sper să mă inspire și să pot să vă dau cele mai bune sfaturi legate de ceea ce fiecare dintre noi trebuie să facem pentru starea noastră de bine. Doamna Elena, dumneavoastră m-ați scos din niște blocaje în care nu reușeam să mă ridic din pat sau să -mi mișc un picior sau să mă întorc într-o parte, pentru că a existat o perioadă în viața mea în care făceam mișcarea, dar nu într-un fel conștient. Și cred că a mai fost ceva. A fost munca asta extraordinară, intelectuală și toate ideile care au decurs din proiectele pe care le-ai avut uh, nu au făcut altceva decât corpul acesta să se transforme într-un bulgăre, dar nu un bulgăre de aur. Un bulgăre care trăgea după el greutatea capului Greutatea mâinilor, a trunchiului, a membrelor, a bazinului și a abdomenului. Și trebuia să învățăm să ne relaxăm, pentru că aceasta și să și respirăm pe deasupra. Pentru că mișcarea aceasta, pentru noi, este starea de bine, nu numai din punct de vedere fizic. Mișcarea ne face bine din punct de vedere intelectual, mișcare ne face bine din punct de vedere senzitiv, senzorial. Oamenii care stăpânesc mișcarea sunt oamenii care pot să stăpânească lumea înconjurătoare. Doamne, Elena, dar știți ce bine ne face și fotoliu? Știți ce bine ne face canapeaua cu câte un serial la care ne uităm de dimineața până seara? E, aici este o poveste gravă. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să stăm pe scaun și să spunem Te super dacă mi-aduci și mie un pahar cu apă Te super dacă îmi dai tu mie uh, șervețelul acela Deci să vă explic Eu am stat la un hotel anul ăsta Unde când am intrat la toaletă S-a ridicat capacul M-am speriat M-am dat <laughs> doi pași în spate deci WC-ul ăla făcea tot. Ridica singur capacul, trăgea apa, te spăla, te ștergea, te uscate. <laughs> și mi-am dat seama, păi da cât de lene și-am devenit. Da cât de puțină mișcare facem și am învățat să apreciez dacă un lucru e undeva foarte sus pe un raft, să conștientizez că mă întind după el și să mă bucur că mă întind. Și m-am trezit într-o zi, doamna Elena, seara, să mă uit pe aplicație, cât pași a făcut domnișoara Retegan până la ora 9 seara. Știți câți făcusem? 1500. Mi-a fost rușine, mie, de aplicația aia la care mă uitam în ochii aplicației și vedeam cum se uită aplicația în ochii mei nu ți-e rușine. Și am realizat că din pat mă pun în lift, dacă stau la bloc, din lift, în mașină, din mașină, în fotoliul de la birou și acolo m-a uitat Dumnezeu. Și ies de acolo după 80 ore, din nou în mașină, din nou în lift și mă trântesc pe o canapea că zruptă ruptă de oboseală acasă. Cam ăsta este circuitul omului în timpul în, în, unei zile. <laughs> da, este foarte adevărat și lucrul ăsta se întâmplă uh, foarte, la foarte multe persoane. Pentru că am, am uitat să mergem, pentru că am uitat să ne bucurăm de ce înseamnă această mișcare. Pentru că mișcarea asta îți păstrează o mobilitate la nivelul articulațiilor, își păstrează un tonus muscular bun, o elasticitate musculară. Și apoi îți dă senzația în condițiile în care ai făcut. Nu trebuie să faci 3 ore de mișcare o jumătate de oră, dacă în fiecare dimineață ne-am trezit cu o jumătate de oră mai devreme, eu lucrez în fiecare dimineață 45 de minute, o oră. Și îmi dau seama, n-am chef de fiecare dată să fac mișcare, dar îmi spun, vrei să arăți bine, vrei să fii în parametrii funcționali, pune mâna și fă mișcare. Și atunci -a, pe covorâmii așeză o saltea și încep să lucrez de așa manieră încât să simt că fiecare articulație este mișcată, că fiecare mușchi a fost întins, că pot să fac lucruri pe care foarte mulți tineri nu pot să-l facă. Doamna Elena, eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră în teorie <laughs> și nu vă contrazic absolut deloc, dar cum fac eu să trec de la uh, vorbe la fapte? că aici este problema. În privința pașilor s-a produs declicul, s-a făcut lumină în căpuțul meu și rușina aia mare pe care eu am simțit-o față de corpul meu, am zis, nu ți-e rușine totuși corpul ăsta cât o să te mai susțină să-ți bați joc de el și de vreun an și jumătate fac 10.000 de pași aproape în fiecare zi. Încă n-am reușit o lună în care să-i fac zilnic. Am reușit. Recunosc, sunt imperfectă, dar mă apropii și sunt foarte atentă. Și am creat un grup care se numește Facem Pași. Și deja am acolo peste 2000 de oameni care zilnic postează câți pași au făcut cu onestitate. Și spune sincer, astăzi nu mi-a ieșit. Și reușesc să mă mobilizez și să fac acești pași. Dar mi-e foarte clar. Că mai mult de atât, încă nu mi iese. Păi ce ai putea să mai faci? Ca birou. Da, dimineața, înainte să mă dau jos din pat, să fac niște mișcări, niște strecinguri. Da, da în care să întind piciorul, să, să lucrez un pic musculatura abdominală. Nu știu ce fac ascultătorii noștri, dar singurul lucru pe care eu îl întind dimineața este mâna spre telefonul de pe da. noptieră. Și pe urmă încep să lucreze degețelele, ăsta două, arătătorul, la scroll. Și mă uit... Ce s-a mai întâmplat peste noapte pe conturile celorlalți? Da, dar trebuie să-ți impui până la urmă, așa cum ai creat grupul acesta. Da. Oamenii au nevoie de modele. Au nevoie de oameni care să dea un, uh, un start. Să fie doamna pentru, Elena modelul. Să fie doamna Elena modelul, doamna Elena căciulan să fie modelul tuturor. Da, pentru că eu îmi impun și fiecare dintre noi trebuie să-și impună că putem să facem 10 minute această formă de, de mișcare care nu este foarte complicată. Putem să o adaptăm la fiecare dintre participanții noștri la, să spunem, la acest experiment. Spuneți-mi trei motive pentru care eu să fac asta în fiecare dimineață. Pentru că nu-ți pierzi tinerețea niciodată mișcarea, te rog să urmărești pe stradă eu urmăresc, îmi place să urmăresc doamnele cum merg o să, vede, o să vezi că oamenii doamnele, persoanele care nu fac mișcare după o anumită vârstă încep să meargă cu cifozarea, adică se, se rotunjește spatele și se duce cu capul către anterior eu îmi dau seama oricât de bine ar arăta la față că este o persoană care are o anumită vârstă dar care nu face mișcare Da? ok uh... Dacă vreau să fiu sănătoasă, trebuie să-mi păstrez mobilitate la nivel de articulații, să-mi păstrez un tonus muscular bun și să întind musculatura aceasta. Ce bine să fac bicicletă, da. nu, nu? Nu, nu, Ar trebui să întinzi așa piciorul și să tragi la picior, piciorul. Simți că toată musculatura posterioară, uite, aici, cum da. se întinde? Da. da. astea sunt lucruri simple pe care poți să le faci și la birou. Și al treilea motiv. Și al treilea motiv. Um să nu mă duc din nou la tinerețe, că am o treabă cu tinerețea eu, pur și simplu să-mi creas să crească stima de sine. Sunt. Care este Respect ordinar. pentru că am făcut exact. ceva pentru mine. am făcut ceva pentru mine. Toți ceilalți sunt importanți. Dar ce mi-o oferi o mie depinde numai de mine, numai de capacitatea mea de a mă mobiliza și de a dorința mea de dorința mea de a fi bine, de a fi în parametri fiziologici ai sănătății, ai normalității. Asta trebuie să facem. Eu mi-am dat seama că nu sunt o persoană anxioasă. Eu nu sufer de anxietate, n-am suferit niciodată. Nu, nu am avut această frică dacă nu fac aia, că o să pierd, că o să rămân pe drumuri, că o să. Dar sufer de uh, o nerăbdare de a face toate lucrurile pe care știu că pot să le fac. Și repede. Și repede și așa o nerăbdare din aia. Și atunci nu stau 10 minute să fac stretching de care ziceți și să-mi întind oasele și picioarele și în pat, că eu m-am trezit, am deschis ochii, mă îmbrac, mă ridic și mă apuc de treabă. Și atunci am făcut o poveste. Și am zis așa, în fiecare zi mie îmi face Dumnezeu cadou o nouă șansă la 24 de ore de trăit. Și îmi mai face că tot e ziua mea aia norocoasă Îmi dă mai multe cutii în care am diverse surprize Proiecte, lucruri de făcut Că până la urmă ce sunt toate treburile astea? niște surprize, că dacă muri mâine s-a terminat distracția, oricum nu mai faci nimic, rămân baltă, toate poate le termină, cineva poate nu le termină ei, în jurul meu, când mă trezesc dimineața, sunt foarte multe cutii și în fiecare cutie este câte o treabă. Dar este o cutie specială, în care e despre mine, despre corpul meu, despre mintea mea și despre sufletul meu. Cutia aia, de regulă, o lăsăm ultima. Și luăm toate celelalte cutii și ne trezim seara că pe aia nici n-am deschis-o și ne s-au părut foarte importante toate celelalte și suntem supărați că nu le-am făcut pe toate. Și acum știți ce fac eu de vreo doi ani de zile încoace? Deschid întâi cutia aceea și fac ceva pentru suflet, fac ceva pentru minte, fac ceva pentru corp. Nu atât cât ar trebui, nu atât cât aș putea, dar deja fac niște progrese. Iar din toate celelalte cutii, știți ce fac doamna Elena? Iau două. Două pe care mă concentrez. Și dacă Dumnezeu mai vrea să trăiesc și mâine, o să-mi lase cutiile celelalte și pe mâine și pe poi mâine și cât o să vrea el să mai fiu în viață, o să am timp și de celelalte cutii. Este foarte frumoasă ideea cu cutiile. Eu nu am nevoie de o poveste ca să da. Ca să mă motiveze cumva să înțeleg că am o cutie care e cea mai importantă. Uh, apropo de cutii, e, trebuie să știi că fiecare mișcare pe care noi o facem și pe care o învățăm de-a lungul vieții se află aici. În căpșorul nostru, da? Tot o cutie. În, tot o cutie. O cutie pentru fiecare... În cutia asta mare am pentru fiecare mișcare o altă cutiuță, mică, mică. În condițiile în care eu nu mai deschid cutia respectivă pentru un anumit tip de mișcare și uit să fac mișcarea aia și nu mai fac și nu mai fac se șterge de acolo, din marea cutie a mișcării. Și tot așa ajungem și la un moment dat spunem, a, știi că avem o anumită vârstă și din cauza asta nu mai facem mișcare, că nu mai putem, nu mai urcăm scările. Este foarte frumoasă o descriere a școlii franceze. Ei spun așa, copiii s-ar gardu. Noi ocolim, copiii s-ar umpărlează, noi îl o colim, copiii urcă pe scări, noi luăm liftul. Se cațără pe scaune. Exact. Copiii tot timpul fac ceva, noi de fiecare dată ocolim sau nu mai facem. Lucrul ăsta înseamnă că la nivelul creierului nostru se instalează o amnezie senzorio-motorie. adică uităm să facem mișcările pe care nu le mai facem și atunci suntem în incapacitatea de a merge, suntem în incapacitatea de a mai duce o sacoșică cât de mică, suntem in, în incapacitatea de a dori să mai ieșim și să mai stăm de vorbă cu cei dragi sau să mergem la teatru sau la un spectacol. Este exclus pentru persoanele care încep să aibă o anumită vârstă. Și chiar sunt tineri care, dacă încep să ia în greutate, pentru că avem modele omul începe să refuze colectivitatea, începe să refuze să iasă este lume, greu. este greu și nu se simte confortabil. Și atunci, ce avem la îndemână? Mișcarea este cea mai ieftină? cea mai neinvazivă, cea mai la îndemână a tuturor. Nu trebuie să meargă la o sală de, de fitness sau la o... poți să meargă odată la un kinetoterapeut să spună, faceți asta, așa, asta, asta, și puteți să veniți peste o lună, peste două, peste trei. Nu are bani să meargă în sub supravegherea unui specialist. Dar câteva mișcări să facă flexii, să se aplece, să facă rotări ale trunchiului, să ridice un picior, să stea într-un picior. Câți dintre noi nu mai sunt capabili să-și mențină echilibru? Yeah. Da. Pentru că la nivelul labelor, picioarelor avem niște proprioceptori noi venim cu ei din intrauterin ei intră în acțiune la un an de zile când noi începem să mergem și în clipa în care nu mai faci lucrul ăsta de sprijin unipodal, bipodal Corpul nostru, creierul nostru își pierde capacitatea aceasta de echilibru, pentru că avem vestibul ăsta, care este responsabil de echilibrul nostru. Și el este foarte important. Dacă aș închide ochii și aș sta pe un suport instabil și aș întoarce capul stânga-dreapta, o să vezi câți dintre cei de față pot să facă lucrul ăsta. Este foarte interesant că eu am cursurile de reflexe arhaice. Și reflexele astea arhaice. Putem să ne jucăm cu ele în programe de recuperare. Și lucrez cu tinerii care vin la cursurile mele și fac acest tip de gimnastică. Și vreau să vă spun că de multe ori mă uit, fără să lipsească modestia, mă mișc mai bine decât ei. Pentru că eu asta fac. O să, altfel. Am să vă întreb câți ani aveți? Să spun câți ani am? am. Da. Păi n-am decât 69 de ani. Deci vă rog frumos să intrați pe online, da? Vă rog frumos, vă rog să intrați pe online și să vă uitați un pic cum arată o femeie la 69 de ani, pentru că ai uitat pe Beatrice cum ridică sprâncenele. Da, Beatrice. Deci plecăm de aici direct, nu știu unde. Nu știu unde plecăm de aici, dar ne duce să facem mișcare. Da, dar eu, eu spun eu, că am 46. Nu, n-am 46. 46, 33. Nu, 46. Deci mă duc la doctor și mă întreabă câți ani aveți. Și zic, Vreți ce 4, să vă spun... 6. Pentru că eu acolo am rămas ancorată. Eu atât am. 46. Dragi ascultători, astăzi în studio este invitată o doamnă absolut specială, care a condus foarte multă vreme Federația Națională. Federația Națională, apoi am organizat primul colegiu, da, colegiu, prima lege a care este în vigoare. Ea a dat-o. Această persoană care se află astăzi în fața mea are... 5 ani, atunci când e pe saltea cu un bebeluș cu care trebuie să se joace pentru că are nevoie de exerciții să devină sănătos, are 14 ani atunci când trebuie să convingă niște tineri că statul la computer exact. nu îi susține să facă ceea ce au de făcut în viață, are... 33 de ani atunci când se ridică și merge printre muritori, că e nemuritoare, eu sunt sigură, și ai așa senzația că a defilat pe podium ori toată viața ca o manechină și are 46 de ani vârsta la care ea s-a oprit. Acolo, acolo da. sunt. Și în rest se numără așa niște ani, oh, nu o, știu mai ce, cu anii da. ăștia. Da, doamne, dar eu nu da, înțeleg da. de ce vin. Păi, probabil că fiecare ne aduce câte ceva și pleacă. Da. Eu, eu asta respect la anii ăștia. Vin și pleacă. Exact. Da. Și atunci mă concentrez. Anul ăsta, ce cadouri mi-a adus? Iau cadourile și lasă las să plece mai departe. Și pe următorul le că și eu m-am oprit. Da, eu sunt un pic mai tânără ca dumneavoastră da, și am 30... oprit la, la 44. <laughs> pa, să fim decente că 44 e o vârstă la care poți să stai da. Toată viața. Toată via și eu la fel spun, 46 la mine nu, eu totuși... Nu. nu, dar la Acolo 44 pe... eu aici <laughs> rămân. Și tot ce a venit după 44 vine, îmi lasă cadou, pleacă mai departe. Dar eu dacă nu primesc cadou, mă duc singură și mi-l fac. Încă-l avem. Da, da, poate e vreau. de cutiuțe. Da, e, poate vreau ceva A, anume. Asta și e atunci, sigur, mă duc și îmi fac eu un cadou al meu, așa de. Ne întoarcem după pauză <laughs> să ne spuneți concret ce putem face noi, ca părinți, să fim modele bune pentru copiii noștri. Care sunt acele lucruri pe care le putem face împreună cu copiii, fără ca ei să simtă că îi obligăm să facă mișcare și pur și simplu să, să fim un exemplu pentru ei. Să ne spuneți ce putem să facem noi când nu suntem cu copiii și nici nu vrem să fentăm că facem mișcare la birou, în mașină, când așteptăm undeva și sunt foarte multe lucruri pe care putem să le învățăm în următoarea jumătate de oră și să ne amintim. Știți că mă gândeam în timp ce ați vorbit că mi-am creat eu povestea cu cutiile pe care mi le lasă Doamne, Doamne, în fiecare dimineață. De fapt, am plecat de la faptul că sunt trei cutii importante. Este cutia toracică unde stă inima, e cutia craniană unde stă mintea. Și este ultima cutie din lemn în care se așează tot corpul, la final. Exact. Exact. Și noi trebuie să avem grijă. Până ajungem la ultima cutie, să le păzim bine pe toate celelalte. Ne întoarcem după pauză. Schimbă perspectiva cu Mirel la Retegan. Ne-am întors aici, în studioul Europa FM. Schimbă perspectiva asupra felului în care îți privești corpul și obligațiile pe care le ai față de corpul tău. Dacă ar fi să gândim, doamna Elena Căciulăn, că atunci când noi venim pe pământ, semnăm un contract cu corpul nostru și avem niște clauze, ce credeți că vrea? partea cealaltă a contractului, respectiv corpul, să treacă la obligațiile pe care noi le avem, carcasa asta, care vine? Cred că cea mai importantă este să învățăm să ne iubim și să ne respectăm corpul. În condițiile în care ne iubim și ne respectăm corpul, toate lucrurile merg bine. Pentru că dacă noi suntem bine cu noi, vom fi bine cu toată lumea. Dacă nu suntem bine cu noi, nu suntem bine cu nimeni. Noi venim pe lumea asta Eu sunt îndrăgosită de școala franceză Și a fost o doamnă foarte specială Care s-a ocupat de lanțurile musculare Și care vorbi pentru prima oară de lanțurile musculare Și care spunea Noi venim pe lumea aceasta cu inspirație Și plecăm cu expirație Ah, ce frumos Ăsta este decursul vieții nostru Așa mergem. Mergem și cu cât învățăm să respirăm, chinezii spun că dacă am ști să respirăm, n-am fi bolnav niciodată. Dacă știm să respirăm, putem să ne reglăm uh, tensiunea arterială pulsul, din punct de vedere fiziologic putem să intrăm în, în normalitate. Dar de fiecare dată când suntem agitate, da? când sunteți și vă uitați la cutibuțele alea multe și știți că trebuie să faceți foarte multe lucruri, de multe ori ne pierdem echilibrul acesta și atunci se modifică uh, fluxul respirator, circulator în organism și se produc modificări care nu întotdeauna ne ajută să luăm cele mai bune hotărâri. Copilașul, când vine în lumea asta, gândi, gândiți-vă că uterul mamei are 33 de centimetri și el are 50 de centimetri, 52, 53. El vine într-o poziție de maximă flexie cu membrele superioare și inferioare. Noi venim așa, într-o flexie totală. Și apoi se produce această deflectare în care copilul meu începe să se întindă, începe să-și miște mâinile, piciorușele cu, cu uh, un talent diferit, în funcție de fiecare copil, pentru că el vine cu o este zestre genetică. Este diferit? Gen... Da. Copilul vine cu o zestre genetică. Am văzut studii în care zice că 30% din ADN este al mamei, 30% al tatălui, 30 30% al copilului, 10% probabil bunul Dumnezeu ne dă un reper pentru care am venit în viața asta. Bun, cum îmi dau seama eu ca părinte genetic? Ce predispoziție are copilul meu? În primul rând ne uităm la copilașul nostru, avem un factor bazal, adică pur și simplu îl punem pe copilul nostru pe pătuți și vedem, pe saltea pe pătuți și ne uităm la el. Cum se mișcă? Ține capul într-o parte, are o parte preferențială, dacă va ține capul într-o parte, să spunem, în partea stângă sau în partea dreaptă, trebuie să fiu atent. Are un torticolis aici, aici este, sunt sternocleidomastoidianul, este mușchiul ăsta care, de, care, dacă se scurtează, înclin capul într-o parte și fac rotația de partea opusă. E, în primele luni de viață, cranul copilului este foarte mobil, este cartilaginos. Și dacă va ține capul mult către partea stângă uh, înclinat, întors, el o să înceapă să modifice forma uh, oaselor cranului. Și se produc modificările acelea, plagiocefaliile se numesc, care sunt importante nu numai din punct de vedere estetic, adică capul copilului este, are forma aceea de oblio, uh -huh. da, dar uh, cele două emisfere cerebrale sunt proiectate genetic să crească la fel. În clipa în care am o presiune aici, se va produce o asimetrie la nivelul formei creierului. Și asta înseamnă copilul meu poate să aibă probleme de limbaj, poate să aibă probleme de hrănire, poate să aibă uh, probleme cognitive. Sunt o multitudine de afectări care se vor dezvolta în timp. Și cum îmi dau seama dacă este predispus să facă mișcare sau va fi mai comod? Uh, păi ne uităm... Uh, întotdeauna copilul e văzut de pediatru. Copilul bebelușu, este văzut lunar, este obligatoriu să fie văzut uh, lunar de către pediatru. Și vedem, dacă este mai hipoton. adică spune pediatru, uh, de obicei, Ar trebui Să da, întreb, da, nu dreptăm. Pedi, pediatru va spune. Dacă stă cu mânuțele și părintele observă. Că stă cu mânuțele în flexie, stă cu piciorușele în flexie, nu întinde mânuțele după câteva luni de zile, asta înseamnă că eu pot să am o hipertonie la nivelul membrelor superioare. Dacă stă așa mai flasc și are o lejeritate mare în a depărta picioarele, da? am un unghi de abducție, cum spunem noi, foarte mare, pot să am de-a face cu o hipotonie musculară. Sau pur și simplu sunt copilași care, dacă nu sunt stimulați, stau acolo liniștiți, zice, vai ce copil liniștit am. Nu! copilul trebuie învățat să stea înculcat pe burtă este primul exercițiu pe care mama este obligată să îl așeze la pe copil la o lună copilul trebuie să stea 10 minute, ce înseamnă? 30 de secunde acum, un minut mai încolo 30 de secunde mai într-o zi aduntă pentru că poziția sa pe burtă îl ajută pe copilul meu să se dezvolte din punct de vedere cognitiv pentru că ochii Articulația temporomandibulară, vestibulul și captorii de la nivelul regiunii cervicale sunt cei care încep să acționeze. Ce face copilul dacă stă pe burtă? Se uită, stânga, dreapta, întoarce capul, este curios. cred că noi nu stăm pe burtă cât trebuie. Da? Sau nu mergem pe patru labe? Probabil. n-am Probabil n-am stat. Și astăzi cât mai stăm pe burtă? Dar nu mai avem nevoie, că am crescut, acum Așa. avem verticalitatea și putem să întoarcem capul dacă aveți un, Poate dumneavoastră. un interes <laughs> acolo. Da, eu mă uit, mă uit după toată lumea. <laughs> Imediat trebuie să mă uit să văd ce se întâmplă. Cum facem noi să devenim exemple pentru copiii noștri? În primul rând, în primele luni de viață, trebuie să fim primii parteneri ai copilului nostru de joacă. Copilul se va mișca în condițiile în care pe covor puneți o pătură, două, nouă, nu mă interesează câte, dar copilul, să vă rostogoliți cu el, să vă strâmbați. O să vedeți copilul vrea de să... Dar cu cum zicea tata. Exact, data. da. Vrea să vă depășească, vrea să treacă peste picior, el trebuie să, să învingă toate obstacolele. Sunt de muntele pe care trebuie exact. să se cațere. Și în clipa în care copilul începe să se ridice la verticală în ortostatism, cum spunem noi, Asta înseamnă că el a devenit la fel ca adultul. Este cea mai mare bucurie a copilului să se ridice în picioare. Este foarte adevărat că la început, o să vedeți, are un picior pe polul nord și unul pe polul sud, cu bază mare de sprijin, pentru că centrul de greutate trebuie să cadă în poligonul de susținere. Cu cât se perfecționează mersul, cu atât se apropie piciorușele. Mi-e să iau un cărnățel și să nu. În primul rând toate expresiile astea care mi se par foarte tare. cum cum zis la verticalitate po. centrul de greutate, să cadă în poligonul de susținere. Poziția ortostatism? Da, ortostatism, ortostatism. Asta. Asta. Verticalitatea, Verticalitatea. Da. Ortostatism De da. acum eu voi fi ortostatică <laughs> da. <laughs> Bun, asta, asta facem destul de mulți cât sunt foarte mici După care ei încep să crească și devine foarte obositoare viața Că noi trebuie să cărăm jocuri, jucării, biciclete, trotinete Și le cărăm până în parc Acolo obosim, îl punem pe o trotinetă și, și noi ne așezăm frumos da. pe o bancă cu telefonul în mână exact. și începem să dăm like-uri pe Facebook. Exact. Asta este cea mai mare greșeală a părinților. Părintele trebuie să fie uh, cel care îl susține pe copil. Uh, pentru că el poate să meargă pe bicicletă și poate să se dezechilibreze, și la început nu are curajul necesar și are nevoie de părinte. Dar, dar după ce a învățat să meargă părintele să se ducă din când în când și să vadă ce face copilul, cu cine interacționează cum se sprijină pe picioare când merge pe bicicletă, cum își duce trunchiul către în față, se dezechilibrează cu ușurință, um, are probleme de prindere și de agățare, pentru că astea sunt probleme deci reale. Să fii foarte atent în permanență la Tot el. Timpul să-i acorzi atenție copilului și apoi, dragi părinți, să fiți atenți și la ce vede copilul la voi, pentru că auzi foarte mulți copii spunând ce ai făcut astăzi. Am fost în parc cu cine cu mami și mami ce a făcut asta pe bancă. Și tu ce ai făcut? M-am dat cu bicicleta. N-aș vrea să spună asta copilul meu despre mine. N-aș vrea să-și amintească asta copilul meu, că mami mă ducea în parc, dar ea stătea pe bancă, în timp ce eu mă dădeam cu bicicleta. Aș vrea să vadă o mamă care active. e îmbrăcată în training și poate că aleargă după bicicleta lui sau își face propriile mișcări și copilul la un moment dat pune bicicleta deoparte și zice, mami, vin și eu să fac cu tine. Exact, ăsta e cel mai bun exemplu. Pentru că modelul mamei sau modelul tatălui va rămâne întotdeauna în imaginea copilului. Mie mi se întâmplă de când fac cei 10.000 de pași, pe grupul Facem Pași, invit pe cei care ne ascultă să intre pe grupul Facem Pași și uh, să uh, uh, se înscrie acolo. Mi se întâmplă ca foarte mulți oameni din jurul meu, din firmă sau chiar și Maia, să-mi spună: Uite, când te duci să-ți faci pașii? Că vreau să vin să vorbim și vin cu tine da. să-ți faci pașii, că știu că te prind pe liniște și o jumătate de oră, o oră. Stau și îți spun tot ce am de spus. Și este o ocazie de socializare foarte bună pentru mine și chiar de rezolvat o grămadă de lucruri. Da, este extraordinară asta. Poate că este un bun exemplu și bine că ai marcat lucrul ăsta pentru că mulți părinți vor înțelege că, de fapt, și de drept, mișcarea asta înseamnă și socializare, înseamnă să simți copilul apa, aproape, să-ți spună lucruri pe care, în alte condiții, nu ți le-ar spune și atunci să poți să acționezi, pentru că de fapt și de drept este o mișcare normală pe care o faci, și poate și felul în care vorbești cu copilul, pentru că este important să știm ce voce. Și cum ne acordăm uh, corzile vocale la ceea ce este copilul și la starea lui. Apropo de treaba asta, trecând de la una la alta, am văzut niște studii la francezi în care spuneau uh, atitudinea uh, educatorului față de copil și a copilului față de uh, educator, cum stau în bancă, pentru că dacă uh, profesorul sau educatorul respectiv are o atitudine din asta, așa autoritară, copilul. Se face mic în bancă, avem nevoie să fim zâmbitori, copilul să simtă că a venit la școală cu dragoste, iar educatorul lui poate să-i fie un prieten bun, păstrând regulile, păstrând diferențele, păstrând distanțele. unele niște limite exact, ferme, dar, da, în, dar în cadrul... Acelor limite, să existe această libertate exact, de da. manifestare. Da, pentru că tot ce înseamnă atitudinea asta îl face pe copil să se închidă în el, să nu aibă, mai ales că sunt și copilași care pot să aibă anumite probleme uh, emoționale și atunci îl blochează totalmente pe copil. Sunt copii care învață poezia acasă și la școală nu mai este capabil să o, să o spună dacă învățătorul este foarte. Uh, așa, într-o poziție din aceasta de, de um... eu sunt șeful, Atitudine atitudinea lui... autoritară, exact, autoritară. Eu sunt la birou, mai nou, pentru că fac cei 10.000 de pași în fiecare zi, mi-am pus alarme și din două în două ore, mie îmi sună alarma și indiferent ce se întâmplă, răspund, mă scuzați, pauză, 10 minute, mă duc și fac o tură de cartier. 10 minute, mă ridic de acolo dar ai putea să faci și 5 minute de mișcări la... la... Bun, asta vreau să-mi spuneți. Da. Ce? Păi Cum? ar trebui să facem câteva mișcări, pur și simplu ne ridicăm în picioare, ne așezăm în spatele scaunului și de acolo putem să facem mișcare de flexie, extensia piciorului, de abducție, pot să fac genul flexii, pot să stau într-un picior, pot să stau pe două picioare, pot să mă ridic pe vârfuri. pot să cobor, pot să-mi pun la nivelul antepicioarelor aici, la nivelul degetelor, câteva cărți sau ce am la îndemână, o cutiuță și să mă ridic da, și să rămân acolo, să întind toată musculatura asta posterioară, înțelegeți? Okay. Nu știu dacă am fost explicită. Da, 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 da e, le pun stă, mă sprijin cu vârfurile pe ceva și o să văd că sunt păi, obligată să da. stau, da, și o să vedeți că deci, ce dureri. Dacă pun trei cărți sub talpă și pun vârfurile picioarelor pe, da, și stau și dreaptă. Stau la ședință, exact, deci dar în dar dar picioare, gambele. dar în picioare trebuie să stau. Aha. În picioare trebuie să stau. Mai rău, mai rău păi da, ca să întind musculatura posterioară, sigur că da. Ce mai putem să facem apropo de, în, uh, când stăm pe scaun? facem așa, pur și simplu, tragem aerul pe nas și în zona asta uroperineală, pentru că sunt foarte multe doamne care după sarcină au o hipotonie musculară, sunt oameni care au acea pierdere de urină, ca să vorbim pe înțelesul da. tuturor. Da? Și atunci, trag aerul pe nas și în zona aceasta uroperineală, nu fac altceva decât strâng și mențin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respir. Este o mișcare extraordinară și care ne ajută pe noi să putem să avem acest control sfincterian care de foarte multe ori este foarte jenant pentru uh, foarte multe femei care nu mai merg la teatru, nu mai merg la restaurant, nu mai merg în parc, pentru că nu mai au acest control sfinterian. Sunt niște exerciții foarte simple pe care putem să le Din facem. Păcate pierdem foarte multe lucruri exact. și multe șanse de a face ceva frumos cu viața noastră, pentru că nu știm cum să reparăm. Eu rămân la cei 10.000 de pași pe care îi fac și mă țin de ei. Și așa că o să vă rog acum, pe final de emisiune, să-mi spuneți de ce sunt importante. Acești pași. Sunt importanți pentru că este un tip de mișcare. Nu este idealul, dar este ceva. În primul rând, pasul respectiv, uh, o să vedeți că probabil cei 10.000 de pași puteți să-i faceți într-o jumătate de oră. Dacă la început l-ați făcut într-o oră... 10.000 de pași îi fac într-o oră și un pic. Oră și un pic. Dacă la început le-ați făcut în două ore, deja acum a început să se reducă timpul. Pentru că corpul Aha. a început să se obișnuiască cu okay. mișcarea. Ritmul pașilor se modifică în funcție de cum încep să câștig eu controlul asupra corpului meu. Și o să observați, aveți zile când sunteți mult mai rapidă, pașii sunt mai constanți. Când ați obosit, începeți să lăsați ritmul mai lent și să fiți atentă. Mm, hai că totuși merg, că trebuie cam eu, un... Eu recunosc că pentru mine acești 10.000 10 de pași nu intră la categoria fac mișcare în fiecare zi. Intră la categoria ce pot să fac atunci când nu am nimic de făcut. Atunci când trebuie să aștept un Uber, de exemplu, și pot să mă mișc dintr-o exact. parte în alta în loc Așa să stau. Ce pot să fac atunci când am o conversație la telefon și nu stau într-un fotoliu 20 de minute cât poate să dureze uneori câte o convorbire? Mă ridic și mă mișc pur și simplu prin birou sau prin casă. Sau trebuie să aștept. Eu mă bucur când aflu că s-a schimbat terminalul într-un aeroport și mai am de mers nu știu câți pași până. Las mașina departe și vin pe jos până la birou. Că este o ocazie pentru mine să, să, să mai fac. Un, un pic de uh, Ar, mișcare. Exact, este foarte bine. Ar trebui asta să o audă părinții: adică să lase mașina la 500 de metri de școală, să-și ia copilul de mână și să se ducă cu el până acolo. Să lase la un kilometru să-l ia de mână, pentru că acești copii se urcă în mașină, coboară, stau mult. Cu tabletele, cu telefoanele și așa mai departe, uh, nu fac mișcare, uh, acele ore de educație fizică nu mai sunt ce au fost odată. Eu va trebui să fac din dumneavoastră un personaj în gașcăzuri. <laughs> Vorbesc <laughs> foarte serios. Cred să că am avea nevoie de un personaj de la care să învățăm și copiii, și părinții, și bunicii că nu ne putem bucura nici de păpica bună pe care o facem, nici de hainele spălate și apretate, nici de camerele impecabile, dacă nu avem cel puțin aceeași grijă și de corpul nostru. Da, și de mâinile acestea, pentru că copiii au nevoie de manualitate. Am mai vorbit noi că sunt cele trei reflexe din mână și copilul are dificultăți să scrie. Dacă să lua niște săculeți am discutat noi odată da, că o să da, faceți da, niște da, să da, da, la zurli pe care să-i transferați dintr-o mână în alta, să vedeți cum copilul scoate limba, cum dă din cap, pentru că nu are control și nu poate să prindă. O să mă întorc la ceea ce povestisem la un moment. Dacă între timp a venit peste noi și pandemia, noi nu ne-am văzut de dinainte de pandemie, cred. Uh, sau din pandemie? După, Ne-am văzut, Ne-am văzut? Cred -am văzut? că ne-am da? ne da? ne odată. nu? O dată. Ceva, ceva puțin că da, eu, da, da. eu n-am mai avut probleme. Păi Acuma, aceea, dacă, Pentru că sunteți mișc... foarte bine, da? La uh, 44 de ani, da, că și să... eu. Și da. Da. acum mi-ați tot zis, acum și fac, da? Așa trebuie este. să le spunem ascultătorilor că atunci când ne-am întâlnit, doamna Elena a zis: Vai, dar ce bine arătați, doamna Mirela Da, sunteți extraordinară! Păi, da! Pot să spun că... cum spun? Da! Eu spun, așa tovară, așa aretegan, da. sunteți grosapă! <laughs> pentru că, dacă până acum, timp de o oră, am jucat rolul celei care nu știe despre ce se mănâncă povestea asta, că așa trebuie să facem aici la radio ca oamenii să se simtă parte din poveste, o să recunosc că am învățat de la dumneavoastră foarte mult lucruri pe care eu le aplic și din fericire nu le aplic doar eu, le aplică și Maia fica mea și le aplică toată firma pentru că automat dacă eu mănânc la ore fixe dacă eu țin posturi intermitente dacă eu fac 10.000 de pași toată lumea vrând nevrând cumva Copiază asta pentru că eu nu le cer să facă așa ceva, dar văd defectele pe care le are mișcarea și mâncarea sănătoasă asupra vieții mele și e normal să-ți dorești și tu să faci asta. Da, pentru că exemplul personal este cel mai bun pentru copil, în primul rând, după aceea pentru cei din jur care te iubesc și care te apreciază și care, zic, Hai să încerc și eu. Asta, poate la început nu sunt așa de convinși că vor fi capabili să meargă până la capăt, dar dacă au un exemplu acolo, imediat vor urma. Pentru că este vorba de sănătate, este vorba de starea de bine, este vorba de bucurie, este vorba de ce împărtășim celor dragi. Vreau să rog să intre pe Mirela Retegan uh, oficial pe Facebook și să răspundă acolo la întrebarea ce faci zilnic pentru corpul tău și uh, am pentru uh, un ascultător care va scrie acolo la comentarii uh, un joc, am o căsuță mică, o carte astăzi aici acum și invitații la spectacolul de 1 iunie de la Sala Palatului, Eu Sunt Maia, spectacolul în care le povestim părinților și copiilor și le arătăm cum s-a născut lumea Zurli din dragostea unei mame pentru copilul ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc foarte frumos, a fost provocator. Și repede. Și repede, a trecut foarte repede timpul și uh, mă bucur că faceți lucruri interesante, lucruri care uh, fac bine oamenilor. Să știți că pe doamna Elena Căciula, nu găsiți și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok Talk. O găsiți peste tot cu foarte multe exemple despre cum putem să facem mai bună viața copiilor noștri, făcând cu ei mișcare uh, și împreună, și separat, și uh, susținut, și uh, autodidact. Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc frumos și eu. Eu sunt Mirela Retegan și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.